venit la acest eveniment deosebit, lecțiile lui Nicolae Titulescu, moment de sărbătoare pentru școala noastră, care poartă cu mândrie numele marelui om politic și diplomat român. Vă mulțumim tuturor pentru prezență. Astăzi suntem împreună pentru a omagia memoria patronului spiritual al școlii noastre, Nicolae Titulescu. Ne bucură prezența în acest moment festiv a președintelui Fundației Europene Titulescu, fost prim-ministru al României, domnul profesor universitar dr. Adrian Năstase, căruia dorim să-i mulțumim pentru donația generoasă de volume pentru Biblioteca CNNT și să-l asigurăm de recunoștința și prețuirea noastră. Noi toți, cadre didactice, elevi, părinți, personal didactic auxiliar și personal nedidactic de la Colegiul Național Nicolae Titulescu din Pucioasa, numele marelui om de stat și diplomat ne onorează în mod deosebit, dar în același timp ne și obligă. Avem datoria să continuăm cultivarea valorilor democratice demonstrate și promovate de patronul nostru spiritual. Ele reprezintă garanția nu doar a succesului, ci și a unei societăți și a unei lumi mai bune. Din fericire, ne putem mândri cu rezultate foarte bune ale elevilor colegiului nostru, atât cele din trecut, cât și cele din prezent. An de an reușim să fim printre școlile de succes din județul Dâmbovița și mă refer aici și pe locuri fruntașe, obținute la evaluările naționale, da, de clasa a 8-a, vorbim de examenul de bacalaureat, vorbim de concursuri și olimpiade de profil. Suntem pe locuri fruntașe și la accederea în învățământul superior. O constantă este și integrarea eficientă a absolvenților noștri pe piața muncii și în societate. Totuși, trebuie să ne dorim și mai mult și mai bine. Purtăm un nume uriaș. Sperăm ca valoarea modelului să fie permanent o inspirație și o sursă de energie pozitivă pentru toți cei care încalcă pragul instituției noastre. Important este să lucrăm ca o echipă și să avem încrederea că împreună vom reuși. După cum spunea marele diplomat, și atenție mare, fiecare își are misiunea sa, cu toții uniți, cum ne-am putea îndoi de succes. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Acum, domnul profesor de istorie al colegiului, domnul Adrian Nicoară, ne va relata legătura dintre personalitatea marelui diplomat Nicolae Titulescu și școala noastră. Dacă îmi permiteți, voi începe cu câteva cuvinte ale marelui diplomat Nicolae Titulescu. Spunea că viața mea a fost o luptă continuă în scopul de a crui pentru România un loc în viața lumii, apărându-i totodată interesele naționale. La Pucioasa, în 1925, a fost înființat primul gimnaziu mixt din România, iar în 1935, marele diplomat a acceptat ca școală să poarte numele său și să fie mentor spiritual al acestei instituții de învățământ. Până la moartea marelui diplomat, acesta a susținut financiar școala din Pucioasa. Referindu-ne la marele diplomat Nicolae Titulescu, a fost un adept al Europei Unite și de asemenea a susținut încă din timpul primului război mondial că toate provinciile aflate sub stăpânirea străină trebuie să se unească cu România. În 1915 spunea că Ardealul neapărat trebuie să facă parte din granițele statului român. În perioada interbelică, existând acea luptă, să spunem, între statele care doreau să se păstreze acel echilibru politico-teritorial și statele care doreau să se revizuiască tratatele de pace de la Paris, a susținut menținerea acestui echilibru și a fost promotorul realizării unor alianțe cu rol defensiv. Este cel care a contribuit la punerea bazelor mici înțelegeri și înțelegerii balcanice în 1921 și 1935.
De asemenea, și lucrul acesta a fost interpretat într-un mod greșit în perioada interbelică, marele diplomat a dorit crearea unui acord cu Uniunea Sovietică tocmai pentru a se garanta granițele răsăritene ale României. Din păcate, acest demers al marelui diplomat a fost interpretat în mod eronat și a fost considerat a fi comunist, evident, lucru pe care marele diplomat român l-a negat. Demiterea și plecarea în exil a lui Nicolae Titulescu, demiterea din funcția de ministru de externe, s-a realizat într-un context mai puțin plăcut. Marele diplomat, în momentul în care a fost demis, se afla plecat într-o misiune diplomatică în afara țării. În momentul în care s-a întors în țară, a constatat că este demis și a luat calea exilului. A susținut cauza românească și din exil. Ultima dorință a marelui diplomat înainte de a muri a fost aceea să fie înmormântat în România. Deși este craiovean, s-a născut la Craiova, a dorit să fie înmormântat la Brașov și dacă îmi permiteți, o să citez din testamentul lui Nicolae Titulescu. Spunea așa, marele diplomat român, Ardealul este leagănul care i-a ocrotit copilăria, este școala care i-a făurit neamul, e farmecul care i-a susținut viața. Osemintele marului diplomat au fost aduse în România în 1992. Este înmormântat la Biserica Sfântul Nicolae din Șchii Brașovului. Repatrierea osemintelor a fost făcută în momentul în care distinsul nostru invitat era ministrul de externe al României. Îl invităm acum pe domnul primar Constantin Emilian Ana să ne adreseze câteva cuvinte. Mulțumesc, doamna director. Sărbuna domnilor, bună ziua domnilor. Domnule președinte, suntem onorați că vă avem alături astăzi. Vă vorbesc în calitate de primar al orașului Pucioasa, dar cred că în vocea mea veți găsi emoția de fost absolvent al acestui liceu. Atât eu cât și colegii mei, viceprimarul orașului și administrator public, suntem absolvenți ai Colegiului Național Nicolae Titulescu. Din 2016, de când am preluat conducerea orașului, eu și echipa mea am căutat răspunsuri la întrebări, am căutat răspunsuri la problemele orașului. Iar una dintre întrebările cele mai importante și pe care le puneam cel mai des era încotro se duce educația în Pucioasă. Și pentru că avem un principiu, vrem întâi să oferim și apoi să cerem, ne-am apucat să investim. În școlile din oraș, în colegiu, în liceu tehnologic, în grădinițe, toate instituțiile de învățământ din oraș, cred că sunt astăzi într-o stare foarte bună sau vor fi la finalizarea proiectului în această toamnă instituții de top. Cred că ați văzut astăzi avem o școală la nivel european în Pucioasa din toate punctele de vedere. Mergând mai departe de investiții și intrând în adâncul problemei, am realizat că pe lângă toată această infrastructură avem nevoie de mai mult. Avem nevoie de cadre didactice competente și slavă Domnului avem, dar mai avem nevoie de ceva, avem nevoie de repere. Și poate că ar trebui ca numele ăsta pe care îl rostim zi de zi și atât de ușor, Nicolae Titulescu, să fie un reper pentru noi toți. Pentru cei care au învățat sau învățăm aici. Ne-am întrebat multă vreme de ce Nicolae Titulescu, până mi s-a oferit răspunsuri. Eu astăzi vă întreb de ce nu precum Nicolae Titulescu. Chiar trebuie să ne raportăm la asemenea personalități, la oamenii mari ai României și să considerăm, să fim siguri de fapt că aceste personaje, aceste personalități sunt cele pe care trebuie să le urmăm, să ne fie modele, nu ceea ce se întâmplă astăzi în societatea noastră, care este din ce în ce mai diluată. Repet, ne-am pus întrebarea multe vreme de ce Nicolae Titulescu, ca absolvenți, ca elevi, ca profesori. E bine, prezența dumneavoastră astăzi aici ne va ajuta să ne întărim răspunsul și să întărim această legătură,
care este una din ce în ce mai clară și mai vizibilă. Și mă bucur foarte tare că am dat curs inițiativei dumneavoastră. Mă bucur foarte tare că domnul președinte al Consiliului Județean a fost și el implicat în toată această discuție. Îmi pare foarte rău că n-a putut să ajungă, dar vă transmit salutările și gândurile lui bune. În orice caz, e un moment istoric și pentru mine și pentru toți cei care au legătură cu acest colegiu. Și vă mulțumim pentru faptul că ne-ați dat ocazia să avem o bucată din Nicolae Titulescu în casa noastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru acest gest frumos. Mulțumesc! Bună ziua, mă bucur foarte mult să fiu astăzi aici. Dragi prieteni, doamnă directoare, domnule primar, stimați parlamentari, domnul prefect, dragi prieteni în general, cei pe care de-a lungul timpului i-am întâlnit, având poate alte preocupări, dar întotdeauna cu aceeași dragoste de a reveni în Dâmbovița, de a reveni în locuri care îmi sunt extrem de dragi. Nu știu dacă am ales întâmplător ziua de astăzi pentru această conferință, dar trebuie să subliniez de la început faptul că Titulescu, despre care s-a spus că a fost înmormântat în Schei Brașovului, în curtea bisericii Schei Brașovului, cum spunea el, la picioarele lui Tache Ionescu, Tache Ionescu fiind înmormântat sus la Sinaia, cel care, pe care el l-a considerat mentorul său. Nicolae Titulescu s-a născut în 4 martie 1882, și anul trecut am aniversat 140 de ani de la nașterea lui, și a murit tot într-o lună, în lună de martie, în 17 martie 1941. Astăzi, dacă vă uitați pe telefon, veți vedea imediat că suntem în 17 martie. Deci este, până la urmă, un moment special și din acest punct de vedere. Așa cum este un lucru special faptul că acest colegiu poartă numele lui Nicolae Titulescu. Eu am fost extrem de uimit când am aflat când s-a întâmplat acest lucru. Am bănuit că la un moment dat, prin anii 60-70, când Titulescu era redescoperit, s-a dat acest nume liceului de aici, școlii de aici, mai devreme, sau mai târziu, după 1990. Am fost, repet, foarte surprins să aflu că numele a fost dat școlii în 1935. În 1935, Titulescu era încă ministru de externe și notabilitățile din urme au mers la București, acasă la Titulescu, și au cerut acordul pentru ca școala de aici să-i poarte numele. Deci Titulescu era în viață, Titulescu și-a dat acordul, a ajutat școala încă o vreme, deși sigur că după 1936, la ieșirea lui din guvern, lucrurile s-au schimbat fundamental. Deci, iată un lucru absolut extraordinar care s-a întâmplat, o recunoaștere într-un moment special. Europa era într-o situație complicată deja. După numai un an de zile, Titulescu a fost exclus din guvern, tocmai pentru că vântul și curentele revizioniste începeau să marcheze istoria europeană, viața europeană. Și de aceea m-am gândit că ar fi poate util, ar fi interesant să aveți aici câteva dintre documentele care sunt, până la urmă, esențiale pentru viața lui, de la certificatul de naștere, diplome și așa mai departe. Le-am scanat și le-am adus aici pentru a vi le oferi, așa cum am adus
unele documente absolut extraordinare de arhivă pe care le puteți admira. Astăzi, pare rău, va trebui să le luăm înapoi, fac parte din Arhiva Națională sau Arhiva Fundației Titulescu.